Unul dintre oamenii care mi-au încântat sufletul de-a lungul anilor, prin tot ceea ce a făcut și face pentru copii, este prietenul de joacă al copiilor și al nostru, al oamenilor mari. Se numește Leon Magdan. Profesorul de joacă a editat multe, multe cărticele pentru copii și pentru noi, oamenii mari. L-ați văzut la televizor, l-ați ascultat la radio spunând povești copiilor și în minutele care urmează, cu bucurie, am să vă citesc una dintre cele mai frumoase povești ale sale. Se spune că animalele își au rosturile lor, nu-i așa? Ei, în povestioara lui Leon, povestea celui mai folositor animal, vom vedea cum fiecare animal își are valoarea sa. Oare știți voi, dragii mei, care este cel mai folositor animal din toată lumea? Cu siguranță că vă gândiți deja la vreo vietate anume, nu-i așa? Dar să nu vă pripiți cu răspunsul, așa cum am făcut eu odată. Îmi amintesc de parcă ieri s-ar fi întâmplat, deși au trecut destui ani de atunci. Eram și eu copil, ca voi. Într-o zi, la școală, doamna profesoară ne-a întrebat pe toți copiii din clasă care credem noi că este cel mai folositor animal. Eu? Nici una, nici două, am ridicat repede mâna să răspund. Pentru mine, am spus eu, cel mai folositor animal este oaia. De ce? M-a întrebat normal doamna învățătoare. Ei, păi știți, bunicul meu este cioban și am văzut că oițele aduc mare folos și mult. Doamna profesoară, știți, nu vă supărați, eu vă zic și doamna profesoară și doamna învățătoare, pentru că eu sunt obișnuit cu dumneavoastră și când eram mai micuț, când erați învățătoare și acum când îmi sunteți profesoară. Din laptele lor se fac brânză, unt, caș, iar din lână tot felul de haine. Apoi știu de la bunica o legendă care spune că oaia este un animal binecuvântat de Dumnezeu, fiind blândă și supusă. De aceea, pentru mine, mioarele și mieluții sunt de mare, mare folosință. Dar nu terminasem bine de zis că, alături, colega mea de bancă, o zgâtie de fată, ridicase și ea mâna. Agitând-o, deziceai că s-a curentat. Pentru mine, zise fetița repede, cel mai folositor animal este vaca. Vaca, doamnă! Noi acasă suntem patru frați. Dacă nu am avea o vacă, ne-ar fi tare greu. În fiecare zi bem lapte care e atât de gustos și de sănătos și mâncăm brânză, doamna. În afară de asta, știu că de la vaci se mai folosește și pielea, din care se fac haine rezistente și bune și călduroase. Așa este, a spus doamna profesoară. Amândoi ați răspuns foarte bine. Dar și alte animale? A întrebat privind peste capetele noastre.
În scurt timp, aproape toți copiii erau cu mâna ridicată, așteptând să răspundă, fiecare susținându-și animalul favorit cum putea mai bine. Pentru mine, zise colegul Bondoc din prima bancă, cel mai folositor animal este porcul. Fac părinții mei niște cârnați și un cal taboș. Mamă, mamă, ce bunătate! În fiecare an creștem câțiva porci. Repet. În fiecare an creștem câțiva porci, astfel încât avem de mâncare. Dar mai și câștigăm câțiva bănuți, căci în preajma Crăciunului ai mei îi vând. Noi toți de prin bănci râdeam pe înfundate. Auzi, la ce stă lui capul? La mâncare. Doamna profesoară, continuau el, vădit iritat. Ăștia doi din spatele meu râd și zic într-una: sarmale, șoriți, fripturici. Doamna doar s-a uitat pentru o clipă la cei doi, la cei neastâmpărați. Aceștia au încremenit văzând că sunt la un pas de a o face lată. Cum spuneam, continuă mândru colegul din banca întâi, fericit că au fost puși la punct năzdrăvanii, purceii se mulțumesc și cu resturile din gospodărie. Ce rămâne de la masa noastră? În loc să fie aruncate, toate sunt date la porci. Făcându-se în felul acesta și economie. Vedeți? Vedeți ce vă spun? Ei, eu de asta zic că porcul este cel mai folositor. Nu cred. Sări fata slăbuță din față, cea de lângă fereastră. Noi avem acasă multe găini. Bunica mea merge mereu la piață și vinde ouă. Așa, cu ajutorul găinușelor, ea reușește să câștige bani. Iar acasă avem mereu ouă proaspete. Da? Care știți cu toții cât de hrănitoare sunt. Ce purcel! Ce găini! Nu! N-aveți dreptate nici unul! Se ridică încruntat flăcăul vânjos din spatele clasei. Cel mai folositor animal este calul. Calul! Îl știți? Calul! Majoritatea dintre voi îl au în curte. Să nu spuneți că nu știți cum arată. Cel mai folositor el este. Păi, voi nu vă gândiți că dacă n-ar fi cai care să are câmpul și să care apoi recolta la moară, cum am mai avea noi pâine pe masă? V-ați gândit la asta? Nu? Ei, vedeți, vă spun eu. Dar iarna, cât de greu ne-am încălzit. V-ați gândit la asta? Nu. Un cal înhămat aduce îndată o căruță plină cu lemne. Unui om i-a trebuit o lună, timp în care să cară în spate de unul singur întreaga cantitate. V-ați gândit la asta? Eu știu cel mai bine. Păi normal, știu, pentru că tatăl meu e căruțaș și cu ajutorul cailor ține toată casa. Vedeți ce înseamnă un cal? Am fost împreună la Omul o poveste, vă aștept și mâine cu mare drag, ca după aceea
să-mi povestiți și dumneavoastră care sunt cele mai importante animale din lume. Numai bine!